Datorului Șaltiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare nu 10 s-au curățit? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta? Iubiți frați și surori în Hristos, am început cu aceste cuvinte pe care le-am auzit în Evanghelia de la Luca, în această duminică a 29-a după Pogorârea Sfântului Duh. Aș vrea din capul locului să fac observație că ați văzut în calendar bisericesc și v-am mai spus asta și cu alte ocazii, sunt între uneori din motive liturgice ca să ajungem la anumite evanghelii, la anumite pericope evanghelice, să inversăm, să se împăture uneori duminica a 30-a după Rusalii, înaintea celei de-a 29-a. Ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu acest lucru în marilor sărbători, așa încât înaintea unor sărbători sau în apropierea lor, să fie o anumită, un anumit fragment evanghelic și de aceea se fac anumite inversări. Deci chiar dacă am sărbătorit deja, am auzit în o altă duminică Evanghelia de la duminica a 30-a, astăzi am auzit Evanghelia de duminica a 29-a după Pogorârea Duhului Sfânt și vedeam acolo că Hristos, apropiindu-se de o cetate, îl întâmpină 10 bolnavi de lepră, 10 leproși, care de departe strigau la el și ziceau: Învățătorule, Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Și el, văzându-i, le-a spus: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, s-au curățit pe drum. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors și cu glas mare îl slăvea pe Dumnezeu. Și a căzut cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și îi mulțumea. Și acesta era samarinean. Și răspunzând Iisus, a spus aceste cuvinte cu care am început: Oare nu 10 s-au curățit? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta care este de alt neam? Și i-a zis lui: Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Iubiții mei, contextul în care se petrec aceste lucruri este unul foarte prielnic. Pentru că vedem în acest capitol de la Luca, capitolul 17, îl vedem deja din versetul 6, mai devreme, pentru că Evanghelia noastră de azi începe la 12, la versetul 12, câteva versete mai devreme vedem pe Hristos spunând: De a-ți avea credință cât un grăunte de muștar, ar zice acestui sicomor, acestui copac: Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și te va asculta. Și vă va asculta. Cine dintre voi, având o slugă la rață, la păscut turme, îi va zice când se întoarce din țară: Vin odată și șezi la masă? Oare nu va zice: Pregătește ca să te cinezi și încingându-te slujește până ce vei mânca și voi bea. Și după aceea vei mânca și de bea tu. Va mulțumi oare slujii pentru că a făcut cele ce i-a poruncit? Cred că nu, spune Hristos. Așa și voi când veți face toate cele poruncite vouă, așa să ziceți că sunteți sluji netrebnice. Spuneți: Suntem sluji netrebnice pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Și după aceea începe acest moment când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și a Galilei și apropiindu-se de un sat, aici scrie intrând într-un sat, de fapt se apropia. Nu putea să fie în interiorul satului, pentru că, cum v-am spus și cu alte ocazii, când am vorbit despre parabola celui căzut în mâinile tâlharilor, a samarineanului celui milostiv, care îl îngrijește pe cel căzut în mijlocul tâlharilor, samarinii, da, nu aveau amestecare cu iudeii, asta în primul rând,
deci în niciun caz nu să-i vedem pe samarineni înăuntru cetăților iudaice, dar mai mult decât atât, leproșii nu erau îngăduiți în mijlocul comunităților și nici pe drumul clasic al celor sănătoși. Citim foarte mult în capitolul 13 din Levitic. De fapt, Leviticul este o carte în care Dumnezeu îi transmitea poporului lui Israel prin Moise foarte multe reglementări în privința bolilor și a lucrurilor pe care erau să le urmeze. Și acolo vedem că cei bolnavi de lepră, care începeau să aibă simptomele, trebuiau să se arate preoților. Preoții aveau, tocmai din Tora, din învățătură, primeau câteva indicii să deducă dacă este vorba de lepră sau alte boli asemănătoare cu ea, dar nu la fel de grave, și dacă erau bolnavi de lepră, să le spună să se alăture celor bolnavi de lepră din afara comunităților. Erau izolați de comunitățile lor, stăteau deci în afară și doar de departe, dacă cineva se apropia de ei, trebuia să strigă necurat, necurat. Adică să strige că ei sunt bolnavi contagios, o boală foarte gravă și deci să nu se apropie, să nu se contamineze și alții. Era forma lor de carantină, mai simplă și mai de început, să zicem. Și în contextul ăsta, deci, niciodată nu puteam găsi leproși care știau de ei că sunt leproși în sate, ci în afară, în pustia din afara satelor, și oamenii le duceau mâncare și ce mai aveau nevoie și le lăsau la jumatea drumului undeva și se retrăgeau. Și atunci cei bolnavi veneau și luau cele ce li se lăsase. Și niciodată ceva de la leproși nu se întorcea, nu venea înapoi în sat, în comunitățile sănătoase. Deci, într-un astfel de context, sigur, și astăzi mai există chiar în arhipelagul insulelor Hawaii, este o foarte mare leprozerie. Vă recomand să căutați și să citiți cartea aceasta Damian Leprosu. Damian Leprosu era un călugăr dominican care la un moment dat a simțit multă dragoste pentru acești leproși. E impresionant această leprozerie, de altfel. Și el s-a dus taman acolo, știind că atunci când intră acolo sănătos, ca să-i slujească pe ei, să-i ajute pe ei, pe cei bolnavi, știa că de acolo nu va mai ieși. Așa s-a și întâmplat, după un timp s-a îmbolnăvit și el de lepră, nu chiar de la început, dar după un timp s-a îmbolnăvit de lepră și a rămas și acolo a murit. Și de altfel, acolo, dacă veți merge, veți vedea o cruce foarte mare albă, ridicată tot taman în pomenirea acolo când este și mormântul acestui Damian, călugărul dominican, care i-a ajutat pe cei leproși în arhipelagul acesta. Important este să înțelegem că, pentru acele vremuri, situația de a fi leproși nu era doar o situație medicală. Societatea considera că cel care s-a îmbolnăvit de lepră este, în primul rând, un proscris, sau mai mult, un blestemat. Un blestemat de Dumnezeu, unul care nu a găsit la Dumnezeu îngăduință și har și sănătate, ci este blestemat cu această boală. N-am să intru foarte multe detalii pe ei. Este boală, în principal, al țesuturilor cartilaginoase. De aceea, tot ceea ce este îmbinat cu cartilagiu, și multe sunt îmbinate în voi cu cartilagiu, dar cu nimic să vă spun eu că mulți dintre dumneavoastră aveți pregătire medicală mai bună decât a mea. Cel este că părticele din corp și le pierdeau. Foarte plastic, spunea la un moment dat părintele nostru de suflet, mitropolitul Bartolomeu, zicea că te culci seara cu capul pe pernă și dimineața când te ridici cu urechea te găsești pe pernă. Într-adevăr, situația este asta că, de fapt, părți din trup încep de la exterior, deci de la margini spre mijlocul trupului, să pice, falange, deci era o boală foarte penibilă și foarte greu de dus. Foarte greu de dus și moral și psihic, foarte greu de dus și fizic, bineînțeles. Nu durea, nu toate, doar că rămâi încet, încet, fără tu. Și la un moment dat mor, de 11 oase și de sucom. Deci, o moarte dură. Spun asta numai ca să înțelegem că lepra era imposibil de tratat și groaznică ca și percepție în acea vreme. Așa cum este și asta, astea sunt foarte puține cazuri, dar încă mai sunt. Și deci, de aceea, acești bolnavi
De departe. Vor fi auzit și ei. Vă dați seama, dacă astăzi ne interesăm când avem pe cineva bolnav în familie, ne interesăm, mai ales că boala e incurabilă, greu de tratat, ce soluții sunt? Și ei, la acea vreme, familiilor, vor fi auzit de acest Iisus din Nazaret, Tământuitor, care vorbește și propovăduiește cu glas puternic și când a trecut pe acolo, îndrumați fiind probabil cele familie care au zis că va trece pe acolo, i-au ieșit în cale de departe, strigând la el. Dar nu i-au spus fiul lui David. Deci ei nu au știut așa mult că el vine tirat din, de pe descendența lui David. Ei știau că este un învățător care învăța în public și un tămăduitor, evident. Și le spui cel, Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Iisus nu întreabă, așa cum întrebați altă dată, pe omul care cerșa, sau pe alții, ce voiești să-ți fac? Și le spune direct, mergeți și arătați-vă preoților. Este destul de surprinzător această atitudine a lui Hristos, pe care nu le găsim prea des. Fără să facă nimic. Pregătite Dumnezeu de multă vreme pe oricum pe care l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloamului, care Siloam înseamnă trimis. Și de acesta totuși a făcut Hristos din saliva lui și din praful de pe drum, a făcut un fel de pomadă, un fel de noroi și l-a uns pe om și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloamului. Acestora, fără să le facă nimic, îi trimite să se arate preoților. Și ei, pe drum mergând, se trezesc că sunt sănătoși. Observă, constată că sunt sănătoși. Să stăruim puțin asupra acestui fapt. De ce îi trimite fără să le facă nimic să se arate preoților? În primul rând, face acest lucru pentru că vrea să ilustreze că el se face împlinitor al legii. Deci nu este un substitut al legii, ci desăvârșitor. El completează, desăvârșește, duce la cel mai înalt punct al rostului său, legea lui Moise. De aceea noi creștini, inclusiv noi creștini ortodoxi, suntem moștenitori ai legii. De aceea noi avem cele 10 porunci, de exemplu, care fac parte din lege și noi le ținem. Deci nouă ni se adresează. Și alte lucruri, inclusiv în vestimentația preoților și a chiereilor sunt lucruri inspirate din creștinile de la templu, în amenajarea bisericii, în multe alte lucruri. În fine, deci ca să le arate că el împlinește și respectă el însuși regula, respectă și în cazul lor să meargă să se arate preoților așa cum spune în Levitic și preoții să constate că sunt sănătoși. Mai este un motiv pentru care îi trimite fără să le facă nimic el. Îi trimite și pentru ca să-i testeze, să vadă dacă într-adevăr au încredere în cuvântul lui, dacă îi cer așa un lucru nesperat, pentru că era nesperat. Știau foarte bine că boala lor e incurabilă, după știința vremii e incurabilă. Deci cereau un miracol. Dacă cereau un miracol, ei sunt în stare de credință, sunt capabili să aibă credință. Și credința le era testată, trimițându-i, fără niciun rezultat aparent, să împlinească legea. Repet lucrul acesta. Fără niciun rezultat vizibil, erau trimiși să-și împlinească rânduiala lor după lege. Am zice noi astăzi rânduiala lor bisericească. Fără să fie tămăduiți, fără să vadă ei că s-au tămăduit, sunt trimiși să împlinească cele după rânduiala lor duhovnicească. Și mai este un motiv pentru care îi trimite fără să le facă nimic. Îi trimite pentru ca preoții, văzând pe aceștia care s-au tămăduit, să constate ei însuși